Filmul începe cu Adam uitându-se la un film cu vampiri, care avea un avertisment de vârstă, iar lângă el era și Tyler. Astfel, Lynette, mama lor, îi spune lui Adam că nu are voie să se uite la filme de genul. Adam pleacă supărat în cameră, unde încearcă să-și facă temele, însă ajunge să caute informații despre vampiri, fiindcă acesta era un mare fan al acestui subiect. Iar între timp ce caută informații, în camera lui intră Lynette, care îi spune vestea că tatăl lor se va recăsători. Astfel, Adam merge a doua zi la școală, unde nu și-a făcut tema, și ajunge să prezinte un articol despre Malakai Van Helsing din revista The Weekly Secret. Mai târziu, Adam și cel mai bun prieten al său, Duffy, au pus mâna pe niște bilete pentru concertul Headless Horseman, iar sora lui Chelsea are o întâlnire cu iubitul ei de vis, Peter. Singura problemă este că amândoi sunt pedepsiți, Adam pentru că nu și-a făcut temele, inventând o poveste folosind un articol din revista The Weekly Secret, iar Chelsea pentru că i-a spus lui Adam tântălău lucru pe care mama lor, divorțată, Lynette, l-a auzit din întâmplare. Chelsea și Adam fac tot ce este nevoie pentru a scoate mama din casă, pentru ca aceștia să aibă planurile reușite. Astfel, Adam îi pregătește mamei lui o întâlnire după ce a găsit un timp misterios într-un anunț de matrimoniale. Adam îi dă mesaj tipului ăstuia și stabilesc să se întâlnească la supermarket. Deoarece ca mama lor să se întâlnească cu tipul ăsta la supermarket, spune un motiv cum că era mai bine înainte când Lynette le făcea clătite. Astfel ajung la supermarket, iar mama lor ajunge să se întâlnească din greșeală cu Dimitri și să plănuiască o ieșire în oraș. Totul pare să decurgă conform planului până când fratele lor mai mic, Taylor, își dă seama că acest străin ar putea fi un vampir. Ei bine, Adam află că Duffy i-a dat altcuiva biletul său și mai exact lui Boomer. Astfel ajunge să se întâlnească cu Duffy și Boomer, unde Boomer îi spune lui Adam că primește biletul doar dacă acesta are o întâlnire cu Chelsea, ceea ce îl face pe Adam să accepte. Vine seara, iar Dimitri o scoate pe Lynette în oraș și acesta se duce acasă la ei. Astfel, mama lor pleacă cu Dimitri, iar după ei, Adam și Chelsea pleacă la concert. În noaptea în care Lynette iese în oraș cu Dimitri, Taylor îi urmărește. Nevrând ca mama lor să se întoarcă acasă, ei îl urmăresc pe Taylor și îl găsesc în fața restaurantului în care se afla ea și Dimitri. Adam și Taylor îl pun pe Dimitri să facă testul lingurii, un test fals inventat de Adam pentru ca Taylor să nu-l mai numească vampir. După acel test, Adam descoperă că este un vampir adevărat, deoarece s-a uitat în oglindă și a observat că nu avea reflexie. Așa că Adam, împreună cu Chelsea, toată seara, încearcă să-i pună diferite capcane lui Dimitri și până la urmă plănuiesc să ajungă înaintea celor doi la conacul lui Dimitri, încercând să fure sicriul acestuia și să-l țină până dimineața. Deoarece Adam știa că vampirii nu pot rezista în timpul zilei, însă până să ajungă la conac, Dimitri o pune pe Lynette într-o transă și o duce la conacul său. Între timp, Malakai Van Helsing află despre Dimitri de la Taylor, care îl sunase și începe să-l vâneze doar pentru a descoperi că era urmărit de Taylor, care după ce află că testul cu lingura a fost inventat de Adam, pornește și el să salveze mama de Dimitri. În cele din urmă, Taylor devine partenerul lui Van Helsing și ajung să se lupte cu Dimitri, care o ține pe Lynette în transă. Astfel, Dimitri, când ajunge cu Lynette la conac, observă că nu mai este sicriul. El îl observă pe Adam, pe sicriu, lângă lacul de lângă conac. Ajunge fix la marginea lacului și simte mirosul lui Chelsea, așa că el o ține o statică, să zic așa, pe Chelsea și îi spune lui Adam că nu va păți nimic Chelsea doar dacă îi aduce sicriul înapoi. Așa că cei doi îi aduc sicriul înapoi și în cele din urmă apare Van Helsing și cu Taylor, dar chiar și împreună Taylor, Adam, Chelsea și Van Helsing nu reușesc să-l învingă. Acesta se duce să-l muște pe Adam, dar el și Chelsea o strigă pe Lynette, rupându-i transa. Așa cum numai dragostea adevărată pentru cineva poate rupe transa unui vampir. Iar ea l-aruncă în sicriu. Van Helsing îl sigilează cu cui argintate și explică faptul că plănuiește să-l trimită într-un loc unde este mereu soare. La scurt timp după ce Dimitri este sigilat, Van Helsing o invită pe mama lor la o întâlnire, după care Adam, Chelsea și Taylor consideră că au auzit cuvântul întâlnire suficient pentru o singură noapte. Încearcă până la urmă să o convingă să rămână singură, în moment în care ea face o mărturisire în care spune că se întâlnește cu persoane, doar că nu cu vampiri. Decid împreună cu toți să-l ia și pe Van Helsing la casa acestora, urmând să ia împreună micul dejun.